Ziua de Sfânta Maria este întotdeauna și ziua Marinei, iar la Giurgiu manifestările prilejuite de această sărbătoare au fost organizate ca de obicei în portul Giurgiu. Majoretele și orchestra de suflători de la Centrul Cultural Ion Vine au fost iarăși la datorie și evident nu a lipsit zeul Neptun însoțit de două frumoase asistente. Ceea ce e frumos și lui Neptun îi place. Dragii mei, bine v-am găsit! Haideți, fetelor, n-am venit cu mâna goală. Ale noastre sunt cele mai frumoase, să știți. Numai puțin, fetelor, vă mulțumesc. Acum, dați-ne și nouă voie, fetelor. Ați evoluat foarte frumos. Fii drăguț, ajută-mă, ține tridentul. Tu ține microfonul. Eu, Neptun, zeu al mărilor și al oceanelor, fiu al lui Cronos și al Titanidei Re, soțul Amfitritei, tatălui Triton și patron al nimfelor din izvoare și fântâni, vă zic vouă, bine v-am găsit! Am venit din palatul meu de aur, din adâncurile oceanului, și am adus cu mine tridentul, cu care uneori îmi furi mările, sfărâm stâncile și atrag cai și curenții acvatici. Vă transmit acum cele mai bune gânduri de sănătate și noroc în viață, vouă, locuitorilor cetății Giurgiului, și doresc ca astăzi să-i cinstiți așa cum se cuvine pe bravii marinari. Deloc întâmplător, marinarii au fost reprezentați de doi dintre cei mai cunoscuți comandanți de navă, Vasile Cristoi, mai cunoscut drept Ghiuri, și Ion Rotaru, amândoi prezenți în calitate de spectatori, dar și pentru că sunt cu siguranță cei mai îndreptățiți să vorbească despre marinărie și marinari. Domnule comandant, cel puțin o dată pe an reveniți în portul Giurgiu, aici de unde plecați și reveneați întotdeauna, acum de ziua marinei. Cu ce gânduri ați venit aici? Întotdeauna când vin în port, nu numai de ziua marinei, vin numai cu gânduri bune. Dar mă încojoară și mă presoară un sentiment de tristețe, pentru că în spatele meu, Dunărea, nu mai circulă vapoarele noastre. Uitați-vă la clădirea asta, dacă puteți să o filmați, e mândră, frumoasă, elegantă, arată ca lumea, arată ca o clădire care merită Dunărea să o aibă pe malurile ei. Iată din clădirea asta, acum, să nu zic 20 de ani, mai în urmă cu 15 ani, comanda și dirija 200 de nave nepropulsate și 100 de nave propulsate. Acum nu mai comandă nimic. Nu știu ce se iau în această clădire, dar pe mine mă tulbură. Și dacă apelez la statistică, cea realistă, vis-a-vis de cifre, trebuie să apelez și la cealaltă statistică, la memoria inimii. Memoria inimii refuză întotdeauna evenimentele mai negative, mai neplăcute și le scoate în evidență pe cele plăcute, chiar uneori exacerbându-le. Deci vin cu plăcere în portul ăsta, manifestarea asta mă bucură că, pentru organizatori, că în fiecare an se trebuie să organizeze în memoria evocărilor unor obicei marinărești care azi sunt pe lângă navigația. Navigația nu mai există, festivismul
funcționează în continuare la Revoluție încoa, iar ceilalți vinovați că nu mai există flotă, probabil niciodată n-a fost în port de ziua marinii. Mai avem marinari în Giurgiu, vă mai întâlniți marinar, cu colegii? Marinar, da, dânsul Rotaru Ion, comandant pe motonavă, mă întâlnesc cu dânsul de fiecare dată la ziua marinii. Probabil suntem mai sentimentali și păstrăm în noi ceva rămășițe din activitatea noastră de 40-50 de ani pe Dunăre. Domnule comandant, vă rog să ne spuneți și gândurile dumneavoastră de ziua marinarilor. Bună ziua, nu am decât gânduri bune pentru ziua marinarilor, pentru că este cel mai frumos eveniment care se petrece în luna august de Sfântă Mărie. De aceea vin cu multă plăcere în portul Giurgiu, pentru că eu aici m-am născut ca marinar și am început de la marinar la funcția de comandant de navă. Dar să știți că mă doare sufletul când vin și nu mai văd aici navele care erau peste 200 de nave, stăteau la locul de ancoraj și în fiecare zi pleca câte 2-3 convoaie, câte 10 unități în convoi. Mă doare sufletul că nu mai văd așa ceva. Unde s-au dus, cine le-a distrus, nu știu, dar este un lucru care a lăsat Giurgiu fără locuri de muncă, pentru că aici munceau peste 5.000 de marinari de toate gradele, și marinari, și motoriști, deci tot regimul de echipaj al unei nave. Avem marinari mai puțin, prea puțin, din păcate, dar cei care mai sunt, urați-le ceva de ziua lor. Nu ne urez decât un vânt din pupa. Mulțumesc. Domnule comandant, vreau să-l completați ceva. Meseria asta de marinar nu se uită niciodată, așa că am mers pe bicicletă. Eu am navigat de la Rotterdam ca și el, de la Rotterdam până la Sulina, deci pe diagonala nord-vest, sud-est. Părin, ca să vă dau numai un exemplu, comparația aproape că e ciudată, sau e de necrezut. Părin, în 24 de ore, într-un punct, trec 700-800 de nave. Iată că aici, la Giurgiu, după Revoluție, încet, încet, au început să nu mai treacă câte una, câte două și acum nimic. Asta este. Nu știu cine se face vinovat, dar bănuiesc că tot noi suntem. Nu aruncăm vina pe alții. Tot noi, că n-am știut să ne susținem cauza. Urați-le și dumneavoastră acum, la final, celor puțini marinari care sunt astăzi la Giurgiu. Ce gânduri aveți pentru ei? Sunt la o vârstă înaintată în care sănătatea este un lucru de apreciat și uneori sănătatea o echivalez cu fericirea. Sănătatea. Sportivii de la Asociația Sportivă Ionuț Mitra și de la CS Acvila, coordonați de profesorul Ion Chelu, au evoluat și ei în programul manifestărilor de ieri și tot ei au fost cei care s-au întrecut la trasul Frânghiei și la alergarea în sac, concursuri specific marinărești. Manifestările au fost încheiate de o defilare și o demonstrație cu ambarcațiuni de la Poliția de Frontieră și de la ISU Vlașca al județului Giurgiu. Pe 15 august, credincioșii au prăznuit adormirea Maicii Domnului. Începând cu seara aceleiași zile, Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește pe sfinții martiri brâncoveni Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Sfernicul Ianache.
Pentru parohia Sfinților Martiri Brâncoveni a Episcopiei Giurgiului, sărbătorirea ocrotitorilor săi a fost prilej de mare bucurie duhovnicească. Cu această ocazie, manifestările religioase închinate Sfinților Martiri Brâncoveni au debutat cu slujba privegherii săvârșită de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Pentru bucuria duhovnicească a credincioșilor a fost așezată spre închinare în altarul de vară al parohiei icoana Sfântului Constantin Brâncoveanu, care adăpostește părticele din sfintele sale moaște. Totodată au fost aduse spre închinare icoana Maicii Domnului de la Letca Nouă, părticele din moaștele Sfântului Nectarie de la Mănăstirea Bunavestire din Bolintin, ale Sfintei Mucenițe Ecaterina aduse de la Centrul Cultural Pastoral Gavril Drugănescu și părticele din moaștele Sfântului Gheorghe aduse de la Catedrala Episcopală din Giurgiu. La final, chiriarhul a adresat credincioșilor urări de sănătate, pace și fericire, oferindu-le tuturor iconițe. În anul 2014 s-au împlinit 300 de ani de la martirizarea Sfinților Brâncoveni. Parohia Sfinților Martiri Brâncoveni a Episcopiei Giurgiului a fost înființată în anul 2008, se află pe strada Tineretului și este slujită de preotul Bogdan Mihăescu, alături de preotul Ioan Gheorghe.